Bună tuturor! Astăzi am hotărât la cererea voastră, bineînțeles, să vorbesc despre produse cosmetice și anume despre produsele pe care le folosesc eu, pe care le-am folosit în ultima perioadă și pe care mi le-a recomandat dermatologul. Dacă știți, într-un videoclip trecut am vorbit despre vizita mea la dermatolog și vă spuneam acolo că dermatologul mi-a recomandat un șampon și multe dintre voi m-ați rugat pe lângă faptul că vreți să vă prezint șamponul, dar că vreți să vă prezint și produsele cosmetice. A venit timpul să vorbesc despre acest subiect și chiar acum o să începem. O să încep cu produsele de curățare, apoi produsele de hidratare și restul. În trecut eu foloseam un săpun lichid. Este special pentru față și mâini, dar eu îl foloseam pentru față. Este un săpun cu aloe vera, are proporție de... Oricum, are ingredient principal aloe vera și este foarte plăcut. Este plăcut la atingere, este catifelat, miroase, are un miros așa discret, nu te ustură ochii chiar dacă, nu știu, te freci ca lumea, adică chiar nu te ustură ochii deloc și mi-a plăcut asta, l-am folosit ani de zile, nu știu, cred 4-5 ani, mulți ani la rând și în condițiile în care mă demacheam și dimineața și seara, chiar dacă nu foloseam machiaj sau chiar dacă nu mă macheam în ziua respectivă, eu tot foloseam săpunul acesta, doar că în ultima perioadă probabil se spune că atunci când folosești un produs mai mult timp, se spune că pielea s-ar obișnui cu el și nu și-ar mai face efectul. Ei bine, pot să zic că nu știu dacă e adevărată treaba asta, dar mie nu mai mergea săpunul. Deci nu mi-o usca foarte tare tenul, nu mai îmi plăcea. În condițiile în care înainte chiar îmi plăcea și îmi plăcea cum se simțea pielea după ce îl foloseam și n-am zis că mă trebuie să trec la altceva. Și dermatologul mi-a recomandat să folosesc apă micelară calmantă. Mai am foarte puțin din ea. Am folosit-o și o folosesc în continuare. Este al doilea tub, să zic așa, că îl folosesc. Nu te ustură ochii, într-adevăr. Îți trebuie dischete, că nu poți să o folosești. Trebuie să o pui pe o dischetă și să ți ștergi machiajul de pe față. Ce dezavantaj este că nu trebuie să insiști la ochi. Adică să ții înlături rimelul sau eyelinerul dacă ai, trebuie să insiști un pic. Dar în rest e bună, îmi place. Este de la firma Noreva. Am avut și încă am, că mi-am mai cumpărat încă o dată, cremă de ochi și cremă de față. Crema de față nu mi-am mai cumpărat-o pentru că, cu toate că era hidratantă, nu era de ajuns de hidratantă pentru pielea mea, mi se părea că totuși e uscată, chiar dacă foloseam crema hidratantă. Aceasta mi se pare că a fost în jur de 40 de lei, 40 de lei și are 250 de ml. Mi se pare că a trecut o lună, deci o lună și mai am cam așa din ea, deci s-ar putea să mai ajungă, eu știu, să zic o lună, da. Deci cam două luni ține asta, în condițiile în care te demachiezi și dimineața și seara. Bun. Și acestea au fost produsele mele de curățare. Săpunul este în jur de 50 de lei, are 473 de ml și ține, un săpun de ăsta pe mine mă ține 6 luni de zile. Cam așa mă ține. Știu că îmi luam două și un an de zile nu mai aveam treabă. Și mă demacheam, cum v-am mai zis, și dimineața și seara, deci nu, niciodată nu trec peste treaba asta. Întotdeauna mă demachez. Bun. Acum să trecem la cremele hidratante pe care le am acum în momentul de față. Și o să le pun așa. O folosesc de la Roche-Posay, se numește Effaclar H, de la H de, că e hidratantă. Și din această cauză, că vă spuneam că am folosit aceeași cremă,
Spuneam că am folosit aceeași cremă din gama Noreva, tot cu efect de hidratare, doar că nu mi se părea suficient de hidratantă. Ei, atunci am zis să reîncerc această cremă de la Roche-Posay cu efect hidratant, pentru că știu că am mai folosit-o și în alte dăți și mi-a plăcut. Într-adevăr, este mai hidratantă decât cealaltă și o folosesc seara. Că mi-a zis, dermatologul mi-a zis să fac cumva... Dacă nu mi este bună cea de la Noreva, să o folosesc pe asta de la Roche-Posay și într-adevăr asta este mai bună pentru tenul meu. Și în cazul în care, că trebuia de fapt să vorbesc despre asta, tenul meu este cumva mix, adică în zona T se îngrașă și în zona obrajilor mi se usucă, de exemplu iarna mi se întâmplă asta, în sezonul rece mi se întâmplă să mi se usuce foarte tare obrajii, dar în zona asta, în zona T, să fie așa lucioasă, să fie grasă cum ar veni. Da, deci pot să zic că tenul meu este mix. Se spune că pentru tenul mix, din ce am citit așa pe internet și ce mi-a mai zis și dermatologul, ar trebui să folosești două tipuri de creme, adică pentru zona T se folosește o cremă pentru tenul gras, că na, avem de-a face cu parte grasă, și în zona obrajilor să folosim o cremă hidratantă, o cremă sensibilă, dar na, nu putem să le împăcăm așa, ar trebui să folosim și două fonduri de ten și două tipuri de creme și două, nu știu, bază de machiaj, două tipuri de baze de machiaj, na, ce ar fi să ne luăm acum. Da, și încercăm așa să, eu încerc cel puțin să folosesc una singură, nu mai multe. Așa că eu am folosit-o pe aceasta de la Roche-Posay, de la Eva Clar H, și asta o folosesc seara. Deși pe ea scrie că pot să o folosesc și seara și dimineața, dar o folosesc seara că e un pic mai grasă și pe timpul zilei oricum mai îmblucește tenul. Și pe timpul zilei folosesc tot de la Roche-Posay. Se numește Eva Clar Duo, da, Duo Plus, pardon, și este pentru anti-imperfecțiune, adică pentru coșulețe sau dacă ai semne de la coșuri sau așa, dar eu o folosesc pe toată fața. Deci înainte, eu o folosesc pe asta ca o bază de machiaj, să zic. Înainte să-mi aplic fondul de ten, îmi dau cu această cremă. Are o tentă așa, colorează puțin tenul, dar nu foarte mult, îi dă așa un pic culoare tenului și e ok, adică da, pe asta nu mi-aș mai lua-o sincer pentru că o am pe asta. Și adică când o să mi se termine asta, îi fac clar duo, clar o să o folosesc pe aceasta hidratantă și o să-mi dau și dimineața și seara cu ea. Pentru că oricum acum vine sezonul rece și sunt sigură că o să mi se usuce mult mai repede și mult mai tare tenul și atunci eu sigur o să o folosesc pe aceasta de la Eva Clar H. Da. Bun, pentru zona ochilor, eu am o problemă mare cu cearcănele, nu știu, probabil că observați și voi, dacă nu observați, în zilele în care nu observați, îmi dau cu mai mult corector, cu mai mult anticearcăn, dar sunt acolo, am probleme mari cu cearcănele, asta este o moștenire așa de familie și tot timpul trebuie să-mi hidratez zona, adică să folosesc creme, într-un timp am folosit și niște măști, așa, niște dischete care se puneau sub ochi și stăteai acolo, nu știu, câteva minute, eu stăteam oricum mult mai mult și hidrata mai mult zona, nu făcea eu știu ce minuni, dar hidrata totuși mai bine zona. Și atunci, dar crema de ochi încerc să nu îmi lipsească niciodată și să o folosesc mereu, și dimineața și seara și când îmi aduc aminte, îmi dau cu cremă de ochi, pentru ochi. Și crema am folosit o perioadă foarte mare, foarte am folosit o perioadă foarte lungă gama aceasta de la Roche-Posay. E tot așa un ambalaj mai mic. Asta are 15 ml și mi se pare că cea de la Roche-Posay avea tot 15. Dar am zis să mai încerc și altceva și am luat-o pe aceasta de la Noreva. Îmi place foarte mult ambalajul, că este așa, e din sticlă, dacă o scap pe jos ar putea să nu mai am, sper să nu scap. Sunt la al doilea produs, pentru că am mai folosit încă o dată și are și efect de anti-cearcăn, zic ei. Acum, nu știu,
Dar oricum, hidratează mai bine zona și chiar îmi place. Că n-am zis cât costă celelalte produse. Deci Efaclarul H costă în jur de 50 de lei, dar ține destul de bine. Are 40 de mililitri și ține, cât să zic, cam 4 luni, cam așa să zic că ține. Aceasta Efaclar Duo tot în jur de 50 de lei am dat pe ea. Aceasta de ochi, întotdeauna cremele de ochi sunt mai scumpe, clar. Deci chiar dacă sunt mai mici și au o cantitate mai mică, dar sunt mai scumpe întotdeauna. Și aceasta am dat tot 50 de lei, având în vedere că are 15 ml, eu pot să zic că e cam scumpă. Dar na, trebuie să-l facem. Trebuie să facem un sacrificiu să ne cumpărăm, că na. Bun. Și aceasta ține tot în jur de 4 luni, 3-4 luni, cam așa. Bun. Iarăși o cremă, e un fel de gel, se numește Mask Gel. E cam așa alb și scrie pe aici cu roșu. Se folosește seara în zonele cu probleme. Adică dacă aveți probleme cu acnea, vă dați pe zonele problematice și spune ei că creează o peliculă invizibilă care izolează și protejează pielea de factorii externi. Într-adevăr, am folosit o perioadă și dermatologul mie mi-a zis la început să o folosesc până se obișnuiește tenul, o zi cu două zile pauză. Aia, bineînțeles că eu am uitat și mi-am aplicat în fiecare seară pe, așa, pe zona asta, pe zona T. Și când m-am trezit eu într-o zi, așa că mi se uscase foarte tare zona asta T. Și zic, mă, dar ce am greșit? Că, na, am zis, mi-am dat cu cremă, așa cum a zis dermatologul, eu trăiam cu impresia că am înțeles bine. Nu m-am mai uitat pe recomandare, că acolo scrie exact cum trebuie să aplici. Și am zis, băi, sigur n-am aplicat cum trebuie. Și mi-am zis eu că asta, sigur, mask gelul, pentru că e foarte, usucă foarte tare pielea dacă nu respecti exact regulamentul acela pe care ți-l spune dermatologul. Și am văzut acolo că trebuia să fac două zile pauză și apoi să-mi aplic la a treia zi cum ar veni. Și mi-am aplicat în fiecare seară și mi s-a uscat foarte tare tenul și în prezent nu mai folosesc pentru că simt că nu și-a revenit pielea și mai fac o pauză, dar e foarte bună. Într-adevăr, chiar usucă bine tenul așa, dar trebuie folosită cu strictețe, adică nu așa, și e foarte concentrată, adică pui foarte puțin, foarte, foarte puțin și întinzi pe toată fața, e foarte concentrată. Aceasta a costat tot în jur de 50 de lei și are 30 de mililitri, da. Da, deci așa cu cremele. Pe timpul verii am folosit crema aceasta Bioderma. Este o nouă, e un nou produs, să zic, o nouă gamă de la cei de pe, este o nouă gamă de la Bioderma. Are factor de protecție 50+. Știu că la noi în România nu se găsesc, maxim la noi sunt 50+, dar în America am rămas foarte surprinsă să văd și de 70 și de 100%, deci și ne-am cumpărat și noi 3 creme cu factor de protecție 70 pentru corp și ne-am dat toată vara cu ele, încă le mai avem, e bine totuși să le folosim acum, că știu că dacă le folosești gen la anul, nu mai sunt bune, că expiră, deci trebuie să le folosești atunci, în sezonul respectiv. E, și mi-a recomandat să folosesc această cremă de la Bioderma cu factor de protecție. Spune că are un control asupra sebumului timp de 8 ore și este o pentru părul, pardon, pentru părul, pentru pielea uleioasă, scrie, pentru tenul gras. Și e drăguț. Nu-mi place că atunci când o deschizi trebuie să-ți pui în palmă așa și să întinzi, să iei cu degetul sau cu purețelul ce ai tu și să-ți întinzi pe față, pe ten. Dar în rest e bună. Chiar și colorează tenul, nici nu mi-a mai dat. Pe timpul verii nu mi-am dat cu fond de ten, am folosit doar această cremă. Dezavantajul este că, mai ales dacă folosești rimel, deci dacă îți dai cu cremă și apoi folosești rimel și seara când vrei să te demachezi, foarte greu înlături mascara, ăsta, rimelul. Pentru că asta, crema este waterproof și din această cauză este un pic mai uleioasă și
tot din această cauză se demachează foarte greu, se dă foarte greu de pe față. Dar în rest mai am foarte puțin din ea, nu știu, dar foarte puțin. Oricum, sper să o folosesc până se termină vara, că apoi nu o să o mai folosesc, clar. Și are 40 de mililitri și a fost în jur de 70 de lei, a fost un pic mai scump, dar mi-am cumpărat-o de la începutul verii, deci la începutul verii și sunt aproape 3 luni și încă mai am din ea. Adică pot să zic că m-aș mai folosi 2 luni din ea, deci cam 5 luni ține. Și chiar mi-am dat în fiecare zi, mai ales că na. În America am întâmpinat în temperaturi foarte ridicate, a trebuit să-mi dau tot timpul. Adică dimineața se știa clar că trebuia să-mi dau crema asta pe față. Bun. Și fond de ten, am și un fond de ten tot de la Roche-Posay. Pe acesta îl folosesc de ani de zile, nu știu, din timpul facultății cred că îl folosesc pe ăsta. Sunt, cred că, 7 ani? Cred că de 7 ani folosesc fondul ăsta de ten de la Roche-Posay. Îmi place foarte mult acest fond de ten, are efect matifiant, au și o gamă matifiantă, au și o gamă mai hidratantă, dar am folosit și gama hidratantă, nu-mi place, pentru că mi se îngrașă tenul, nu-mi place, deci clar, nu-mi place. Și am optat pentru varianta cu efect matifiant. Mi-o place foarte mult acesta, are 30 de mililitri și l-am găsit cu 70 de lei și pot să zic că ține cam 6 luni de zile. În condițiile în care îl folosesc în fiecare zi, deci ce să mai. Mai ales că nu este un fond de ten care să încarce tenul, dar în același timp acoperă și bine, are o acoperire medie spre mare, așa pot să zic. Deci îmi place foarte mult ăsta și cu siguranță că o să mai folosesc mult timp de acum încolo. Da. Așa. Și acum că a venit și timpul șamponului minune, despre care v-am mai vorbit și în tutorialele trecute, șamponul de la Vichy, Dercos se numește. Acesta este un șampon care usucă părul. Deci clar, asta voiam să zic, că l-am folosit deja, sunt 3 săptămâni de când îl folosesc, mai am o săptămână și apoi trebuie să-l schimb. Tot de la Vichy, dar trebuie să-mi iau un alt șampon. Acesta, într-adevăr, de exemplu am făcut baie luni, da, și am mai făcut baie vineri. În condițiile în care eu fac baie din 2 în 2 zile pentru că mi se îngrașă foarte tare părul. Mi se îngrașă părul pentru că, na, așa se îngrașă el. Nu există asta că, vezi, Doamne, că ți obișnuiești părul, că dacă ți-l speli în fiecare zi, ți obișnuiești părul și se îngrașă el mai repede. Nu este adevărat. Trebuie să speli părul de câte ori este nevoie. Adică, na, dacă vrei să ți-l speli în fiecare zi, ți-l speli în fiecare zi. Există șampon pentru uz zilnic pe care poți să-l folosești. Dar la mine problema era că mi-a apăruse niște bubițe la nivelul scalpului și plus că prindea așa un miros ciudat. Deci după o zi prindea așa un miros, nu știu. Și am zis că, băi, trebuie să fie o problemă ceva, nu? Nu e normal să se întâmple asta. Și am vorbit dermatologului despre problema mea, s-a uitat, mă rog, așa să vadă ce și cum și mi-a recomandat acest șampon de la Vichy. Și acum, cum v-am mai zis, îl folosesc de 3 săptămâni și sunt mulțumită că, pe lângă faptul că fac și o baie, na, stau mai multe zile și nu fac baie, nu mai am această problemă cu mirosul și mi-au început să-mi dispară și bubițele. Dar nu-mi place că îmi usucă foarte tare părul pe lungime, chiar dacă pe lungime folosesc un șampon mai hidratant, adică încerc să-mi masez rădăcina, dar pe lungime încerc să mă spăl cu alt șampon, tocmai din cauza asta, ca să nu mi se usuce și mai rău. Cu toate că folosesc și cremă și mască, cu toate că folosesc și mască, astfel încât să-mi mai hidrateze părul, dar na, dacă vă cumpărați șamponul ăsta, deși eu vă recomand în cazul în care aveți o problemă cu scalpul sau cu părul, e bine să consultați un medic, pentru că el o să vă spună exact conform problemei care o aveți, o să vă spună exact ce șampon să folosiți, adică nu, poate vă cumpărați șamponul ăsta, dar șamponul ăsta trebuie folosit doar o lună de zile. Dacă îl folosiți mai mult de o lună de zile, eu știu,
poate să se întâmple alte chestii, adică poate să usuce și mai tare sau nu știu. Deci eu de asta vă zic că l-am folosit și mi-a plăcut, dar acum o să trebuiască să mi-l schimb. O să vă vorbesc și despre celălalt pe care o să-l cumpăr. Acela este pentru scalp sensibil. Ce nu-mi place la șamponul ăsta? Nu-mi place că miroase cam ciudat. Miroase, zici că îți dai cu medicament în cap. Și nu-mi place lucrul ăsta, dar asta la început. Acum am început să mă obișnuiesc cu mirosul și este mult mai ok. Da, ce să zic, are 200 de mililitri și a costat în jur de 45 de lei, 50 de lei, cam așa. Și sunt la a treia săptămână, deci pot să zic că m-a ținut bine. De obicei, na, pe mine un șampon de ăsta la 200 de mililitri nu prea mă ține mult, mai ales cum eram eu înainte și mă spălam la două zile, clar. Și mă gândeam când mi l-am cumpărat, zic, cred că o să mai întrebească să mai îmi cumpăr unul într-o lună. Dar uite că mai am o săptămână și mai am un pic din el. Deci s-ar putea să... cam așa, deci fix o lună de zile ține. Da. Pentru cele care aveți părul mai des, deși eu și eu l-am destul de des, nu, cred că o lună de zile o să vă ține și pe voi dacă îl cumpărați. Da. Bun. Și bineînțeles că folosesc și șamponul uscat de la Batiste. Acum dacă vă duceți, de fapt nu știu dacă mai e la ofertă, dar în luna august a fost la ofertă în farmaciile Sensiblu. În loc de 24 de roni, luați cu 14 roni. Da, destul de convenabil. Și am varianta originală, îl folosesc de fiecare dată când simt că mi s-a îngreșat un pic la rădăcină sau nu știu. Îl folosesc câteodată și pe post de fixativ. Mai fixez așa câte o șuviță, câte ceva. Deci îmi place. Vi recomand dacă aveți probleme cu asta, cu scalpul, în cazul în care vi se îngrașă părul, puteți să mai folosiți, dar repet, asta nu este o soluție. Adică, na, dacă aveți probleme cu scalpul să vi se îngrașe foarte rău, șamponul uscat nu este o soluție. Adică el nu poate să facă decât să agraveze problema sau situația. Deci puteți să-l folosiți așa, dar nu să abuzați de el. Doar în cazuri extreme, nu știu. N-aveți timp odată să faceți baie sau... Da, bun. Și mi-am mai luat o cremă. Să o scot și din ambalaj. Este tot de la Noreva, se numește Kerapil și din cauza faptului că mă pilesc și foarte des, cam la 2-3 săptămâni, mă fac cu ceară, chiar dacă mă fac cu ceară, tot am problema asta, o am problema asta de mult și atunci dermatologul mi-a recomandat o cremă aceasta de la Noreva și să o folosesc după epilare. După epilare, în loc de uleiul acela care, mă rog, ajută la înlăturarea excesului de ceară și, mă rog, să hidrateze zona, mi-a zis să folosesc această cremă. Această cremă care spune că care favorizează eliminarea rugozităților și limitează formarea creșterii firilor de păr sub piele. Da. Se aplică exact după epilat, așa spun și ei. Și sunt... adică am folosit-o prima dată acum 3 săptămâni când m-am epilat. Nu știu ce să vă zic, dacă are efect sau nu. Trebuie să o folosesc mai mult. Probabil o să vorbesc peste un an de ea sau că na, nu se văd efectele așa imediat. Da. Și cam atât. Acestea au fost produsele mele. Sunt foarte mulțumită de ele pentru că m-au ajutat. Tenul meu are așa perioade când o ia razna și atunci mai mă duc la dermatolog, așa să mai îmi recomande câte o cremă, câte o ceva și acum suntem în relații destul de bune, deci suntem ok. Așa că, da, sper că v-au ajutat sfaturile mele sau ce am vorbit despre produsele mele și... Da, dacă vă cumpărați ceva și vă încercați, puteți să-mi lăsați în comentarii și să spuneți dacă v-a fost folositoare sau nu. Deci ne vedem data viitoare. Pa, pa!